Meteorologii au emis o avertizare Cod Portocaliu de Vigelie pentru județul Călăraș. Avertizarea a intrat în vigoare începând din această dimineață de la ora 10 și va fi valabilă până joi 4 iulie ora 3. În intervalul menționat, în județul nostru vor fi semnalate intensificări puternice ale vântului, rafale de peste 80-100 km h oră, vijelii grindină de dimensiuni medii și mari, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 40 de litri pe metru pătrat și izolat 50-70 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene se vor semnala la începutul intervalului în centrul țării și la munte, iar după amiază și în prima parte a nopții în zona de sud-est a țării. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza prognoza prin avertizări de vreme severă imediată.